Salutare! Avem aici o Holzforma G660 cu problema fiind următoarea. Drujba tăia vreo 200 de metri cubi de lemne cu setul ei, ăla de Holzforma. Problema a fost, na, știți și voi, vibrează. Fac ca toate cele și s-au slăbit șuruburile de la cilindru, s-a tocat garnitura, garnitura a fost aspirată în cilindru, a bătut în capul pistonului, un prezon s-a rupt. Bă, o să te tai, bă, ești frumos, dar o să te tai. Un prezon s-a rupt aici. Mare daune n-ar avea, dar prezonul ăsta e rupt. Plus că proprietarul a decis să-i punem un set de la Meteor, de calitate, că vrea să o mai folosească mult timp. Adică, mă rog, tot mai merge. Și cam asta ar fi povestea ei. N-are alte probleme, nu are. Ia să... Ăsta e pistonul. Da, are niște frecături, într-adevăr, pe evacuare. Da, asta ar fi povestea ei pe scurt. S-a slăbit, a bătut, a tras garnitura. Era lipită, uite aici, pe semnele astea, garnitura era lipită în capul pistonului. N-am mai pățit până acum așa ceva, dar e. Aștept să-mi vină setul de la Meteor și cu garnitura de astea de admisie, cu o galerie de admisie, că asta e cam coaptă, și să vedem ce iese. A venit setul de la Meteor. Mai și niște de astea. Să vedem calitatea. Da, super, super, super. Însă ies afară cu el să vedeți și voi mai bine. Destul de bine finisat. Da, n-am ce zice. E bine finisat. A fost 550 de lei degeaba. Meteor Piston Italy. Segmenții de pe setul ăsta sunt caber. Pistonul e aici dedesubt și siguranțele. Sunt Meteor, bineînțeles, dar segmenții sunt caber. Italy 1,2x2,25. Să mă apuc să-l montez. E să vă arăt și pistonul de la Meteor. Dacă tot sunt la categoria asta. Gata, băi, fraților, am pus motorul Meteor. Mai am înțeles și pun și carburatorul și mă apuc să-i pun și restul de șandramale pe ea. Și să vedem ce zice. Carburatorul e chinezesc. Ăla de fabrică. Da, drujba mie mi-a venit făcută bucăți și când am ajuns la capacul de la cilindru am constatat asta. Gaura. Vă dați seama că dacă o las așa, nu o să se mai răcească motorul ăsta în veci, pentru că toată aerul care trebuie să fie canalizat încoace de la volantă spre motor, cance, o să iasă pe aici. Așa că o să trească să improvizez ceva acolo, că dacă eu nu o repar... Da, așa a venit. Băi, fraților, eu i-am dat o pornire. A pornit foarte, foarte rapid față de G660 al lui Marian Armani. Se pare că e carburatorul mai bun asta, chiar dacă e tot Holzforma. Are doar muffler mod, un mini muffler mod, deoarece i-a căzut sita din interior în mers și am mai mărit și o gaură de evacuare de aici un pic. În rest, n-are nicio modificare la cilindru. I-am pus lama și lanțul meu alea de probă ca să am și eu cu ce o testa. Și să vedem dacă mai are nevoie de ceva ajustări. Aici nu e cea mai frumoasă treabă, dar na, e funcțională. Arată mai angry, supărată.